În primul rând, vă mulțumesc că ați venit. V-am chemat astăzi aici pentru că și urmarea apelurilor pe care noi le-am făcut, un număr de persoane din proprie inițiativă, din spirit creștinesc, au venit aici la noi și au făcut niște donații cu care să ajutăm persoanele, membri ale asociației noastre, care au niște venituri mai mici și care se descurcă mai greu acum în perioada sărbătorilor. Aș vrea să îmi permiteți să mulțumesc în mod deosebit familiei Sorin Cristea, care împreună cu un grup de colegi de servici au strâns niște bani și împreună s-au dus, au făcut niște cumpărături și au adus astăzi 35 de pachete pe care să vi le donăm dumneavoastră. Vreau să vă bucurați de conținutul acestora, să le mulțumiți în suflet și la biserică atunci când mergeți și să ne rugăm și noi ca astfel de persoane să fie cât mai multe și să ajute pe cei care au nevoie de ajutor. Pachetul conține 1 kg de orez, 1 litru de ulei, 1 kg de zahăr, 1 kg de făină, o cutie de ciuperci, o cutie de roșii, o pungă cu pulpe de pui, un pachet de spaghete și o ciocolată cu lapte. Să-l luați ca un dar care e făcut cu inima curată. Noi încercăm pe cât putem să ajutăm cât mai multe persoane. Acum, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, până pe 30 decembrie, ultima zi lucrătoare, vom avea 2000 de persoane care vor primi un ajutor. Într-o formă sau alta. Unii le-au primit deja, că am început de o săptămână, distribuim ajutoare în fiecare zi. Am făcut grupe de câte 100, am dat și la noi la sediu, am dat și la membrii care au domiciliul în localității unde avem noi sucursale, pe lângă București. Pentru că și ei sunt la fel de amărâți în unele situații ca și alții din București. Și din cauza asta n-au venit aici, ne-am dus noi la dânsii ca să le oferim aceste ajutoare. Încercăm și la anul să venim în ajutorul dumneavoastră. Ne propunem, așa cum am rezolvat în anul acesta, peste 10.000 de ajutoare distribuite membrilor noștri și anul viitor să dăm tot așa peste 10.000, poate peste 12.000. Noi facem aceste eforturi pentru că în evidența noastră avem 12.000 de pensionari care au pensii sub pragul de sărăcie. Ce pensie aveți, doamnă? 4 milioane cu mai. 450 de lei, da? Sănătate, să vă dea Dumnezeu. Ia, țineți așa ca să-l punem înăuntru. Noi l-am ținut la frigider. Sărbători fericite, tot ce vă doriți dumneavoastră. Mulți bine. Dumneavoastră, ce pensie aveți? 350. Sărbători fericite și la mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră, ce pensie aveți? 493. 493, ați văzut? Sărbători fericite și la mulți ani, tot ce vă doriți. Dumnezeu, sănătate multă, multă. Dumneavoastră, ce pensie aveți? 3,5. 3,5? Da. Sărbători fericite și la mulți ani, puneți-le acolo. Mersi, mulțumim mult. Ce pensie aveți? 350. 350, dar de ce așa mică? N-ați muncit? Dacă am muncit puțin, am crescut 4 copii. Da. Când am muncit, ne-am îmbolnăvit. Sărbători fericite, la mulți ani. Ce pensie aveți, doamnă? 3.500.000. Tot 3.500.000. Nici dumneavoastră nu aveți mai mult, nu? Ia, să știți. Păi am dat atunci. Sănătate și n-am. Ce pensie aveți? Că ne-ați sprijinit. Da. 5 milioane. Vă ajută pachetul ăsta la ceva? Păi ne ajută, sigur că ne ajută. Vă aveți să ia porcul, l-ați plat, l-ați spus? De unde porcul? Ce aveți pentru Crăciun? Ce ați pregătit? Nimic până acum. Nimica? Nimic. Alexandru, ce pensie aveți? 673. 673. Câți ani ați muncit? 20 de ani și 8 luni, da? Am fost scoasă la pensie pentru că am avut accident. Ați avut accident? Am o rețetă scumpă. Doamna Petrescu, ce pensie aveți? 540. Mai aveți al venit în afară de pensia asta? Nu mai aveți. N-aveam decât 40 de lei în casă. Sărbători fericite, să fiți sănătoase la mulți ani. Doamne ajută! Poftiți, ce pensie aveți? 4.200. Câți ani ați muncit? 25. 25 de ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate, sărbători fericite. Ce pensie aveți? 560. 560. Câți ani ați muncit? 20. Numai 20, da? Da. Dar ce, unde ați muncit? La stofă de mobilă. La stofă de mobilă, da? Bine. Mai aveți alte venituri, alte ajutoare? Nu aveți nici pe nimeni, vecina vă ajută. Sănătate, sărbători fericite, tot ce vă doriți. Mulțumim, sănătate,
Doamne ajută, numai bine, tot ce vă doriți noastră. Da. Ce pensie aveți? Pensie de urmaș. 4 milioane. Pensie de urmaș, da? Da. Să fiți sănătoasă. Mai aveți cineva ajută? Sunteți singură, da? Da, singură. Singură. Doamne ajută, sănătate, sărbători fericite. Da. Ce pensie aveți, doamnă? 400 de lei, 420 de lei, da? Câți ani ați muncit? Mulți ani. Unde ați muncit? La o seră. La o seră, da? Ați muncit peste 30 de ani? Da, da. Peste 30 și numai 420 de lei, da? Sănătate și sărbători mulțumim, fericită, tot ce vă doriți. Mulțumim. Dar să ce pensie aveți? 500. Cât ați? 39 de ani și după 39 de ani 500 de lei. Unde ați lucrat? La nevăzător, la cooperativa nevăzător. Și doar atât v-a dat, 500 de lei după 39 de ani de muncă, da? Da, e, ce se fac? Sănătate multă, sărbători fericită! Mersi frumos!